Premieră pentru județul Sălaj, scriitoarea Silvia Bodea Sălășan a devenit membra Uniunii Scriitorilor Europeni de Limba Română. Această promovare nu este nimic altceva decât o încununare a muncii sale de creație. Uniunea Scriitorilor Europeni de Limba Română numără aproximativ 200 de membri, iar din această zonă, scriitoarea sălăjană Silvia Bodea Sălăjan este singura care se numără printre cei promovați. Mai mult decât atât, scriitoarea sălăjană a fost admisă cu unanimitate de voturi în această uniune. În ceea ce privește activitatea de scriitor, Silvia Bodea Sălăjan este cunoscută în lumea literară pentru volumele de poezii publicate. Absolventa Facultății de Filologie a UBB, Silvia Bodea Sălăjan s-a născut în localitatea Răstolțu Deșert, comuna Agriș, județul Sălaj. Aceasta a fost profesoară de limba și literatura română la grupul școlar Voievod Gelu și la liceul pedagogic Gheorghe Șincai din Zalău. Actualmente predă aceeași materie la liceul reformat Veșeleni Zalău. A publicat poezie în Steaua, Tribuna, Caiete Silvane, Școala Noastră, volume de versuri În căutarea Graalului, Talanți Risipiți, Chivot Jefuit, Suburbiile Șarpelui, Pelerin la Poarta Cerului, Primejdia Mărturisirii. A publicat și volumul Satul Răstolțu Deșert, Metafora unei iubiri, monografie.